Tu ai primit de-a lungul timpului oferte pentru America sau Asia Express? Da. Nu vreau să mă duc. Nu vreau să mă duc în Asia sau, după caz, America Express, pentru că sunt crescută la fermă fără toate neajunsurile, fără mâncare, fără dormit, fără apă caldă, fără căldură, fără toate cele. Deci pentru mine n-ar mai fi o provocare. Nu mi se pare că mă duc în ceva să zic, wow, ce fac eu aici? Dar ar fi așa, ok, așa și? Și plus de asta nici n-am o persoană de bază cu care măcar să mă duc să fac catering, să fac un show extraordinar. Nu am pe cineva de la care să scot același nivel de nebunie cum îl am eu. Nu e nimeni în jurul meu așa, nici o prietenă, nici sora mea, nici frate meu, nici iubit nu e cazul, că ce am avut m-au tras mai mult în jos, dar asta nu se pune. Deci... Consider că ai ghinion în dragoste, dar nu apare persoana potrivită? Doamne, nu, din contră, am noroc! Acesta se numește noroc în dragoste, pentru că m-a scăpat de tot ce a fost rău, pe bune. Nu e nici pe departe ghinion și mă pregătește pentru ceva senzațional și pentru ce merit, nu? Da. Nu mai pot. Eu am mai zis de multe ori, eu nu mă mai pot uita în jos pentru că îmi cade coroana și mă ia amețeala. De acum doar așa mă uit și nu mă refer doar la înălțime, la tot, atitudine, comportament, bani, că nu mai vreau să dau eu nimic, nu mai vreau să le cumpăr eu de îmbrăcat și de încălzit. Adică să fie la același nivel financiar cu tine sau peste? Nu, bărbatul trebuie să fie mai mult decât mine, pentru mine. Eu pot mă descurc, că le am pe ale mele, dar aș vrea să știu că mă pot baza pe el, pentru că da, ea e bărbat. În opinia mea, da, e bărbat.